Mister, am răspuns și noi afirmativ invitației celor de la Dinamo Kiev de a juca un meci pentru pace, mâine seară în Gruia. Cum vedeți dumneavoastră această întâlnire cu neamic Mircea Lucescu? Da, nu e întâlnirea mea cu Mircea Lucescu, e întâlnirea noastră cu jucătorii din Ucraina. E bine acest meci pentru că putem ajuta refugiații care sunt în România din Ucraina și va fi un meci caritabil, ceea ce mă bucur foarte mult. În același timp e important pentru mine că mă întâlnesc cu cel mai mare antrenor din istoria României, adică cu Mircea Lucescu, și m-am întâlnit cu el numai în meciuri amicale. Și din fericire sau din noroc, și meciul ăsta va fi tot amical. Îmi doresc să fie un spectacol frumos pentru spectatori, să fie un joc bun pentru ambele echipe, jucătorii noștri și ai lor să nu se accidenteze, că asta e important, și sper să putem ajuta financiar refugiații din Ucraina. V-ați mai duelat cu Nea Mircea Lucescu din postura asta de antrenor? Da, v-am spus, am mai jucat cu el în meciuri amicale. Odată eram la Unirea Urticene, am jucat la Oliva Novacu și Actior Donet. Și odată, cred că tot în, nu știu dacă în Spania sau în Turcia, am jucat sigur cu Dinamo Moscova împotriva tot la Shakhtar Donetsk. Deci două meciuri amicale și e clar că echipele lui Mircea Lucescu joacă un fotbal foarte bun, ofensiv. Va fi un test bun pentru jucătorii noștri, mai ales cei care nu prea au jucat în acest sezon. E și o posibilitate bună pentru dumneavoastră să vedeți la treabă poate jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon? Da, e clar. Eu zic că e foarte bine. Decât să ne antrenăm mereu, eu zic că acest joc este foarte bun pentru jucătorii care joacă mai puțin și chiar o să fie foarte mulți jucători care nu prea au jucat și o să aibă ocazia să arată ce pot, mai ales că adversarul e unul de calitate. Avem din partea lui Mircea Lucescu un mesaj pentru clujeni să vină să susțină. Avem nevoie de o chemare și din partea lui Dan Petrescu. E clar că nu cred că o să fie stadionul cum a fost cu FCSB, ar fi fost fantastic. Oricum aș vrea să le mulțumesc pentru susținerea care ne-au dat-o la meciul ăsta cu FCSB, a fost unic și înainte și după meci. Îi apreciez pentru că sunt cu noi. Dacă ar reuși măcar jumate din cei care au fost la meciul cu FCSB, ar fi fantastic. Eu îi invit să vină la meci. În primul rând va fi un spectacol, cred, și în al doilea rând ajutăm poporul ucrainian.